Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99! Chiar nu vine să cred că n-am mai făcut un videoclip de genul de foarte mult timp, deci a trecut peste o lună în care n-am mai deschis Charmstone-uri, da? Avem fix aici 5.000, o să vedem ce poate să pice din ele și cu siguranță următorul episod, când o să am 5.500 sau 6.000, o să vină mult mai curând decât într-o lună. Chiar nu mă așteptam să fi trecut atât de rapid timpul, deci ultima dată am făcut o lună în care am deschis 4.000. Acum avem 5.000 după 5.500 sau 5555, după 6000, după 6666 și tot așa. Să avem niște numere chiar foarte, foarte mari. Avem ceam stonuri farmate pe gratis în valoare de 116 milioane. 23 ca fiecare costă. În momentul de față nu avem niciun royalty, nu avem niciun overlord și vreau să văd câte poate să pice, da? Avem 116 milioane, să vedem dacă facem profit, dacă merită deschise sau doar dacă merită vândute pentru a cumpăra charmstone normale cum vreți voi. Adică dacă din astea 116 milioane facem charm în valoare de 80 milioane, mai bine le vindem, vindem direct charmstone și ne luăm noi charm în valoare de 116 milioane ca să nu ieși pe minus. Așa că acum hai să începem să deschidem, o să încerc să deschid puțin să vedem cât iese și după o să deschidem și mai mult, adică sunt 5.000, o să stau aici să dau click de 5.000 de ori până deschid tot. Mai trebuie să deschid 100. Vreau să văd din 100-100 cât poate să pice unul, știi? Să vedem dacă pică Overload sau reality. Din când în când mai deschidem de genul și royalty-urile chiar pică. Destul de recent, știi? Gen pică destul de bine. Dar overload overlord-uri n-am mai picat unul de foarte mult timp. Să ai seama să nu am nici măcar unul. Um. Momentan nu avem nimic aici Și hai să pun și eu un pic de autoclică Ca să nu mai dau click Bine, acum se mișcă încet Dar după băgăm autoclică cu pe turbo Atunci să vezi cât de rapid se deschide Plus că avem și gift master la 72 Din păcate nu am putut să facem level 80 E extrem de greu să faci chestia asta Pentru că la 80 ai fix aici 15% loot mai bun din champson Adică avem 6 mai mari pentru chestii bune Și momentan din 200 royalty Gata, din 200 royalty și am deschis în valoare de 5 milioane În valoare de 5 milioane, el este 6 milioane, chiar e un profit momentan. Poate pică mai multe, poate nu, acum depinde. Dacă aveam 15% în loc de 10% era mult mai bine. Dar uite cât de greu se face gift-ul, momentan a picat nimica. Vedem până la 4.000 dacă este ceva, da? tu poți deschidem din ce în ce mai rapid. Acum cu charmstone-urile nu se fac chiar atât de greu și nu mai așteptam să treacă atât de mult timp, dar o să vedem din când în când dacă s-a îmbunătățit șansa, dacă s-a dat nerf, dacă facem profit, pentru că fac chestiile de gen, nu fac anumite videoclipuri pentru a nu face voi, da? Mai avem alte opening-uri, alte deschideri foarte curând, cum ar fi de global event, din nou adventure loot box, sau clan gift. Bine, cred că, uite, două ori deja. Clan gift o să vină următorul cel mai probabil când o să am unde ajuns ce să deschid. Așa că aici la Champson nu vedem acum ce se întâmplă, da? Mai avem foarte, foarte multe de deschis. Vedem aici la stonu și am o... Asta am pic să deschidem aici și n-am mai picat nimic momentan. Dăm acolo, deschidem în continuu, nu contează, până la 4000, lăsăm până la 4000 să vedem. Deja avem două royality-uri, ăsta valorează extrem de mult, adică dacă e să le vindem puteți să-mi luăm două huge da? Dar noi le deschidem pentru că avem și nevoie de charmstone-uri în caz de orice, genul charm în caz de orice, plus vreau să văd dacă pică overlord sau nu, dacă l-au scos, dacă mai există, cât mai valorează, că braul mai văd păla pe, pe undeva. Pentru că lumea nu prea cumpără din moment ce nu foarte multă lume își permite să investească în așa ceva. Stai să, să vedem aici, mai avem încă a de deschis. Plus că overlord nu sunt așa de wow, știi? Îs cât de cât ok, dar nu sunt wow, wow, Dar nimica? serios, am descris 400 și nu am mai dat nimic asta, e că mai avem aici până la 4000. Da, mai avem până 4000 de am descris. am deschis 1000, dar totuși 1000 sunt foarte, foarte multe să pice doar două royalty-uri. Ce mă așteptam la încă ceva, nu? Nu, doar două, serios, atâta? 12 milioane și aici am deschis în valoare de 18 milioane. Acum o să punem pe turba autoclickerul, dăm F6 și uitați cât de rapid se deschide. Acum chiar o să am extrem de mare larg. Sper că se aude totul bine. Avem deja level 75, 73 la mastery și eu cred că o să facem mastery la 74 cel puțin cu astea toate charmstone urile Am deschis 500. A picat două cu încă unul. Wow, stai că asta chiar a fost un ocoș. 15 milioane alea. Stai că cred că facem un profit extrem de mare în momentul de față. Cred că dacă le deschizi mai rapid, gen, dacă le deschizi foarte, foarte rapid, ai șansa mai mare la locuri mai bune. Asta e faza. Plus că avem și 700 de mini celston. Nu știu, vreau să deschid 1000 poate la un moment dat. Sau vreau să le păstrez și. 7! Ce? 7 deja? Nu pot să cred. 4 am luat. Încă din 4 am la 4. Stai un pic că trebuie să mai deschidem încă 500. Chiar nu mai așteptam. Stai, stai, stai un pic, stai un pic. Chestia asta de aici chiar nu mai așteptam. Sunt curios cât de multe primesc la final. Acum, da, clar facem level 74 la Gift Mastery. Plus că mai avem o grămadă de chestii. Aici chiar e wow. Stai, dacă deschid ăsta, e cât îmi dă? Aici la XP, dacă deschid, câte trebuie să deschid pentru a face, gata, deja 74, nu pot să cred. Stai că poate fac 75, ia să vedem. Deschid o de aici mai întâi să vedem dacă fac level 75 doar din ăsta, pentru că ăsta ar trebui să dea mult XP, că sunt o grămadă, sunt o grămadă. Și este enchanturi, adică nu am ce să fac cu ele, pentru că nu dă enchanturi atât de bune, sau ce fel de enchanturi dă? Bine, nici nu putem să vedem momentan ce fel de enchanturi dă, dar stai să vedem aici la items, nu știu ce level facem acum, mai avem încă 900. 800, 700, 600, 500, click de apta să deschizi câte 100 e mult mai bine decât dacă ai sta normal să le deschizi. Și n-am făcut, am făcut 75 aproape, da, cred că o să facem mastery 76, ce acolo. Data viitoare oricum deschidem 5000 de champstone 5500 în care chiar avem level mai mare la gift mastery. Poate fac și level 99 dacă chiar vreau, știi? Dar te costă extrem de mult. Și aici, două cu 8, ok, ok, deja, na. Și odată am primit în 404 royalty-uri, după într-o niciun royalty și tot așa. Măcar am avut două overload-uri, asta e important. Ne mai aici să vedem. Mergem aici să dăm click, după nimic, frate, gen, deja profit 50 de milioane cu 15 milioane, 65 de milioane, cu 37 de milioane, deja sunt pe minus, asta e faza, că pe minus, nu cred că fac mai mult, o să vedem după, punem într-o cutie și vedem ce se întâmplă, asta e cutie temporară, da. Mai avem încă foarte multe de deschis. Chiar nu mă așteptam să fie chiar așa bine. Bine, am avut și noroc, am avut și ghinion, acum mai random, știi? Nimica, frate, vedeți? Mai am o mie. Mai am 132 de milioane, bine 23 de milioane și chiar n-am avut nimica frate, ia să vedem, dacă din 500 nu mai pică nimica... Ok, hai să vedem. Și două cop. Deci, deci de n mai picat nimica de atunci. Wow, chiar avem ghenion mare. Pe ăsta pot să pun? Nu, pot să pun reality pe agoniu ăsta de gold. Agonii de gold, pentru că goldul dă mai mult damage decât normale și o să încerc să mai schimb și prin gold și prin alea. Momentan, loadout e ok, dar am vaca asta pe care am luat-o la 200 de milioane și acum e un bilion. Poate pot să o vând, știi? Dar și are și un număr bun, adică 696 plus un reality, un overlord. Poate fraiesc pe cineva să o cumpere. Mai avem 500, ia să vedem. Și după cum am spus, vedeți, acum 49 de milioane de la 40 și ceva de milioane. Avem și aici a cartea asta, 60 de milioane de la 53, nu, de la 40 și ceva de pe acolo. Mă, ce îmi pare eu că n-am cumpărat mai multe. Legit îmi trebuia să cumpăr 20 de fiecare, frate. Dar am zis, nu, că poate chiar fac, ies pe minus. Acum, pe viitor, când o să am gemuri, chiar o să încerc să fac mult mai bine și investiții mai mari. Acum depinde să vedem. Oricum, viitorul la jocul ăsta să vedem dacă e promițător, că de tot să vină într-o zi. Și le-am deschis pe toate, frate. Și rezultatul final este... n-am mai nimic nimica din 2000. Ce? Am avut atâta noroc odată și după n mai nimic nimica din 2000. Avem în valoare de ce în legit, asta e tot, știi? 50 cu 65 de milioane, am pierdut 50 de milioane din ăsta. Legit, am pierdut 50 de milioane. Aba nu, am mai picat încă un de ăsta, că am pus unul la ăla, da am mai picat încă un dat la deci 50 de milioane pe minus, am făcut uh, în total, s-a mai mai costă 6 milioane, de deci 70 de milioane, de la de milioane profit, bine, profit, pe minus 46 de milioane. Deci cam asta a fost, pe minus 46 de milioane, doar de la charmstone pentru că în loc să le vând, am zis să le deschid. Da, charmstone-urile merită vândute. Nu merită cumpărate ca să vedeți profit, pentru că nu faceți profit, asta e faza. Dacă aveți gift mastery de 99, da, că ai 25% șansă să-i chest loot din any bundle, ai mai multe șanse aici la Charm Stones și data viitoare probabil nu o să avem 90, dar o să avem 80, măcar 80, știi? Și aici mai faci gift mastery, pentru că astea teoretic gifturi. La exclusiv shop imediat uh, backroom backroom o să se ducă, deci o să fie permanent dispărut. Asta tot așa momentan nu costă cine știe ce mult. Asta am investiție. Sincer, ar merita să cumperi un huge per card, pentru că poate pe viitor o să fie mult mai scumpă, că doar 2500 în toată lumea, în 2500 chiar e foarte, foarte puțin, mai ales că sunt la un eveniment care probabil nu o să se întoarcă niciodată, vaca asta o să încerc să o vând. Și până atunci, sper că nu investiți bani în Charmstone-uri pentru că nu merită și ne vedem data viitoare la pe simulator 99. Dați like!